E la drumul? Mhm. Uh-huh. Trebuie să țin o centură ceva, nu știu, să-mi țin toate astea. Cu 2 pare mai puțin, mai bine așa acolo. Pe capac e multă, e Regina. Nu e Regina, e figura. Ăsta stupul 2 e mult mai relaxat. Totdeauna a fost mega happy să mă vadă. Să zic așa. E un vis să lucrez cu ăsta. Bravo, pe. Când am scos tratamentul, am văzut că era foarte multă populație și am mai pus o ramă de plastic. Deci am scos marți, parcă, după program. Marți pe la 6, ceva de gen. Nu, sau marți, nu mai știu. Nu, marți, marți pe 6. Am luat foarte repede, pentru că era răcoare. Aici a pus sirop sau miere, ce-o fi adus eu. Partea asta... asta e pe puțin calbin. Asta arată și el mai astupișor. Ăla zici că era, venea aia sfârșitul lumea. Ceva gen ciorile, pleacă mă de aici, dispare. Și strie, dispare. Îi dau sirop. Asta e goală. Asta e. Am și scos. Asta e. Asta urmează să fie așa. Dacă să zic așa. Nu trebuie să dai de spară. Să aciuiești aici. Să fac eu niște capcane de alea pentru viespi. În stup n-are curaj să se bage acolo. Bun, hai să vedem un pic de fum. Deci asta mai puțin buclat, în ceea ce pare. Să vedem cum arată. Asta era măcar am pus-o cu marții. Văd că a început să o construiască. Uite ce frumos a început să o construiască. Vezi? Dar doar pe o parte. A început aici sus, aici nu e încă început. Dar vezi ce frumos a început? Arată bine. Ok. Bun. Asta am pus-o așa la margine. Mi se părea mie, ori e mult albin afară, ori, nu știu, mi se părea foarte ful atunci. Nu dau seama. Acum mi se pare mai așa, mai, că n-aș fi fost obligat să zic așa, să-i pun o ramă. Frumica, ai puțină răbdare, că venim acum. Nu mai fi supărat, mă, prichindelul. Asta e plină de căpoceală și miere, e grea. Asta e calumă. Tupul ăsta îmi place, pe lângă faptul că e liniștit. Vezi ce frumos umbli cu el? Uh-huh. Nu vine tot tubul pe tine, nu... În norocire asta, nu cred că normal așa are... În stupul ăsta au iernat sau celelalte stupuri în care au iernat? Celălalt. Dar zici că aia, trasătura aia de sunt agresiv, așa e de la Regina. E bine, nu mă deranjează că sunt agresiv. Atâta timp când nu ne țeapă pe aici prin curte. Că vrea el să fie supărat că umbli la el. Mai bine, să nu umblăm la el. Așa, hai să vedem mai departe. Dar ăsta e foarte, foarte liniștit. Bun. Uite-ne. Partea de jos încă n-a făcut-o,
A făcut sus și vezi, a făcut aici mult puiet, vezi? Mhm. Uite aici partea asta. Vezi? Mhm. Are ouă și... Uite, sus și căpăcitor. Aici la fel, mult puiet. Mă uit dacă e matca, că matca ar trebui să fie pe asta pe aici. Cred. Nu văd. De ce vie spart tâmpit? Pleacă bă de acolo, handicapatul. Mamă, dar ce... Deci după ce umbli cu stupul ăla, te zici că vine sfârșitul lumii și ești non-stop pe bătaie, pe scandal, pe... Și pe fum. Și pe fum. Deci că mai îți trebuie o daia, să dai cu două mâini. Umbli în ăsta, nu-ți vine să crezi, că nu s-a același albin. Dacă o luam de prima dată de la stup, nu mai stup de la... Zic, mamă, cum sunt albinele astea? Lasă că se va schimba regina, nu? Teoretic. Nu știu dacă se va schimba. Uite, e plină de puiet. Adică e jumătate de ramă, cam așa. Okay. Și în rest a pus căpăceală. Aici urmează să iasă. Când vezi așa marodul ăsta mai închis așa, da, înseamnă că e pe cale să iasă. Și a pus... Înțelegi? Ia, poate vede și noi o de-asta care iese. Vedem și noi? Nu vedem. Da, vedem și noi o albinuță. Uite aici! Stai așa. Uite ăsta aici. Vezi care e căpățâna aia? Da, nu. E. Ăla e un trâmp. Da. Deci chiar e... Nu-ți vine să crești. E ca poate altă meserie, altceva. Până am mai fost în sport sângeros și acum ești într-o piesă de... Nu știu... Într-o piesă de balet ceva. Ia să vedem aici. Da, deci bun. Deci până acum una, două, trei. Sincer, și ăsta are. Ia să vedem acum pe ăsta. Și ăsta are puiet. Adică arată bine și ăsta. Ia să vedem asta. Răscute. Uite bine. Toată asta. O vezi? Și sus, ia uite cât îți dă ăștia trânturi. Bravo, faceți mă trânturi. Faceți-vă viață. Au nevoie de mascul. Uite acolo iese. Ai văzut Iri? Nu, n-am văzut. Ieșea ceva? Uite acolo, iese de acolo. Am văzut ceva lucios într-o gaură acolo. Da? Deci multe. Ce îmi place asta. Foarte, foarte mișto. Cred că dacă e să le înmulțesc, așa. Din stupul ăsta voi face. Că e mai liniștit, nu? Da. Dezavantajul e următorul. Ăsta nu vrea să mănânce mâncare în afară de sirop. Nu știu, turtă. N-a vrut. I-am pus și direct pe ramă. I-am pus și în frânitor. I-am pus și în fața stupului. Zic, bă, poate s-o găsi pe de afară. Și nu a vrut el. Deci nu, chiar n-a vrut. Nu a vrut. Asta înseamnă că s-a dezvoltat un pic mai greu decât ăla. Dar după ce... A văzut el ce a început să se dezvolte. A început să se dezvolte. Și asta. Foarte frumoasă ramă. Multă albinuță. Rama sine o să schimbăm, da. Ei, păi la asta mă refer. Sunt curs ăștia vor să ducă în copaci. Cred că ăștia vor să ducă în copaci. Acolo, dar unde pun polenul? Stai că nu mai văd. Pe margine. În asta l-au pus, în asta e numai puiet. Toate nebunile. Unde au și ele loc pe acolo? Da. Încă vezi că, uite, o albinuță are polen pe piciorușe. Deci fac, uite, căpăceală, uite, vino cu aici. Vezi aici, pe partea asta, uite, pe aici, pe undeva, mai jos. Mm-hmm. Da. Ele fac păstură, gen adună polen, strâng acolo mai multe,
cu niște salivă de la ele, au făcut postură. Ușor, ușor, Iri. Mamă, dar cum e în stupul ăsta față de celălalt, să vezi și să nu crezi. Hai să vedem și ultimul ramon. Deci e bine. Deci una, două, trei, patru. Patru. Bun. Ce să mai pui pe asta? Nu am putut. Iar avem o vest parul ăsta. Hai, dați nu? Mamă, dar ăsta nu se sperie nici dacă faci un zgomot, nu? Mega șmeche. Adică familia asta în sine. Vezi aici cât păsura? O vezi? Toată asta. Dacă se apropie, o să vezi. Toată asta. Are sus niște larve. Face niște trempe. Se pregătește de copac. Și partea asta are puiet. Și o parte de miere. Pe că a băgat miere. Probabil că o să iasă puietul ăsta. Și după aia gata. Jup. Băi, bine, n-am văzut boci. N-am văzut prostii. Deci încă nu se duce în copac. Hai, stai, stai. Bravo. Uite, a rămas cu fără. Uite. Bun. Gata, gata. Hai să ne calmăm un pic. Da, foarte, foarte mișto. Foarte mișto. Hai să stingem un pic. Hai mă, dați-vă de acolo, mă. Nu vreau să vă omor, mă. Dar nu, dă tu niște de acolo. Și cam asta a fost.